tuturor scoținerilor, azi vom discuta despre Ben 10, da, vom discuta despre noul film Ben 10 debut. Incipient să ne ziceți că și pregătiți ca să facem ceva, să și noi sigur de gen de treabă. Ei bine, da, Ben 10 este noul film, Ben 10 debut, care va apărea în luna aprilie în America și în alte state în afară de Europa. Ben 10 este un film care îl va avea și pe Rex în prim plan și se va acționa pe aventura celor doi pentru a distruge răufăcătorii și a învinge răul. Este unul din cele trei filme, adică Ben 10 mi-10 prin primul film, al doilea fiind Ben 10 și al treilea fiind Ben 10 Extinction, care va apărea și acesta un pic mai târziu. Mi se pare tare, încă o dată vă spun treaba asta, cum apar trei filme cu Ben 10 debut. Să sperăm să vină și mai mulți. Ei bine, povestea filmului fiind una de genul Ben se întâlnește cu tânărul generator Rex și lucrează într-o serie de neînțelegeri. Dar când un vrăjitor întunecat, Hex, folosește un omnitrix care nu funcționează corect pentru a infecta oamenii cu ADN străin, Ben trebuie să-l învingă pentru a salva lumea. Personajele acest film sunt Ben Tennyson, Gwen Tennyson, Max Tennyson, Rex Salazar, Agentul 6 sau Agent 6, Bobo Hehei și X, care este vreo făcător. O să aveți în descriere trailerul subtitrat, trailerul sneak peek subtitrat, în român. Pentru cei ce știu Ben 10 clasic, pot să fie și cei fanii ce știu Generator X, ei ar trebui să știe sau dacă sunt curioși sau știu deja că există un alt film cu Ben 10 și Generator X care se numește Ben 10 Generator X Ajutoare Neașteptate și care face parte din sezonul 3 al seriei Generator X 2010, acesta acoperind episoadele 3 și 4. Filmul este și pe site-ul celor de la film desene, deci aveți un link de descriere și de la acest film dacă doriți să-l vedeți. Voi ce credeți? Acest nou film va fi unul tare? Scrieți un comentariu și scopinia voastră și noi să spunem vă redea. La un alt episod, ceau lesi!